Zi cu ghinion pentru câțiva turiști care au rămas blocați într-o zonă abruptă de pe vârful retezat. O turistă a alunecat pe un șgheap cu zăpadă și s-a ales cu un traumatism craniocerebral, iar un altul a rămas blocat pe acel versant. În aceea zi, salvamontiștii hunedoreni au fost solicitați să intervină pentru a acorda sprijin unei persoane care s-a accidentat după ce s-a răsturnat cu un ATV în masivul Poiana Ruscă. Salvamontiștii hunedoreni au fost solicitați weekendul trecut pentru salvarea unui grup de turiști ce a rămas blocat într-o zonă de abrupt, undeva pe versantul nordic al vârfului retezat din masivul cu același nume. Ajunși la fața locului, salvatorii au constatat că o turistă din grup a alunecat pe un jgheab înzăpezit, suferind un traumatism craniocerebral, iar un bărbat a rămas blocat în abrupt pe jgheabul înzăpezit. Una dintre echipele de salvatori montani ale Serviciului Salvamont a Consiliului Județean Hunedoara a coborât în siguranță turista accidentată, iar o altă echipă a proces în căutarea, localizarea și coborârea asistată a turistului blocat în abrupt, acesta fiind predat unui echipaj al ambulanței. O altă acțiune de salvare a salvamontiștilor s-a încheiat cu succes, aceștia fiind solicitați să acorde primul ajutor medical unei persoane accidentate în urma răsturnării cu un ATV într-o zonă submontană a masivului Poiana Ruscă. După stabilizare și imobilizare, aceasta a fost transportată și predată unui echipaj SMURD.